Ok, deci salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi, după cum vedeți, suntem în solar, cu geamurile deschise să aerisească. Da, cum vedeți, suntem la curci la mii de flori. Da, astăzi vreau să vă spun câți mii de flori am și cum îi hrănesc, cum îi ajut să crească. Da, deci am, stat să mă gândesc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.000 de flori rasă pură, iar restul, după cum vedeți, sunt metisuri, care nu le voi păstra cât de curând, adică dacă le voi păstra, care mi-s dragi, o să fie într-un țarc separat și nu voi pune ouă la incubat, doar de frumusețe, că-mi plac mie. Da, deci, acest cocoș mii de flori barat l-am cumpărat, la fel și perechea acolo. Perechea de mii de flori de abel cu 150 de lei, cocoșul acesta cu 150 de lei, iar mai am o găina perechea lui, care am cumpărat-o cu 70 de lei. Da. Eu aici mii de flori aceștia maturi de aici îi hrănesc cu porumb pentru că e iarnă și nu mai cresc, plus sunt într-un loc foarte bine dosit. Porumbul este destul de bun, este hrănitor. Ca să nu-i mănânce vulpea, am zis că nu îl voi lăsa aici unde se culcă ei pe aceste bări de aici și îi voi pune sus cu curcile pentru că sunt mai siguranță ca să rupe vulpea celofanul și intră aici și vede cu toate curcile sus și nu poate ajunge la ele. Garantat îmi atacă mii de flori și se hrănește cu ei. Și cei de 2021, de exemplu acesta este tot de 2021, aici am doar metisuri de 2021, care la fel le hrănesc cu porumb pentru că nu trebuie să le fac mari neapărat, pentru că nu trebuie metisuri. Acele am rasă pură acolo de 2021, unde v-am și arătat când le-am pus fân. Da, acolo eu îi hrănesc cu concentrat și grâu, pentru că este foarte bun. Stau la un loc dosit și uscat, deci, și chiar călduros, și le dau concentrat pentru că, da, cresc, chiar dacă iarna nu cresc chiar cum trebuie, mai cresc ei așa un pic ca să nu moară de frig sau știu eu ce alte boli, sau să fie călcați în picioare de alții care s-au făcut mai mari. Da, cum vedeți aici am un curcan care fugărește acea curcă, vrea să calce. Aici ăștia mai maturi sunt foaie, ca acesta sau acesta, sau acela de acolo. Aici câteva găini de ouă, dar nu la acesta, care tot cu porumb le hrănesc pentru că stau chiar în loc călduros. Aici nu are rost să le dau concentrat. Nici nu trebuie neapărat să crească mari. După cum vedeți aici sunt 20 de grade, iar afară sunt 15, nu se vede. Stați o secundă. Așa, deci după cum vedeți, sunt 20,4 grade. Deci este cald, afară sunt 15 grade. Acolo înăuntru unde stau ei sunt 22 de grade. Am verificat. Este cald. Și aici este cald, foarte cald. Deci nu trebuie să stai cu geaca aici. Cum vedeți, sunt foaie, curcan. Așa. Ce vreau să vă mai prezint. Aici acest cocoș foarte frumos, este un fel de metis, o să-l prind. Am auzit că este, și că aceste rase, precum, stați să o găsesc acea găină, precum acest cocoș de aici, sau, stați o secundă, sau găina aceasta, și că li se spune găini americane, dar nu cred. Deci acesta ar veni un cocoș rasă pură de găină americană. Este un cocoș așa albastru-verzui, stați o secundă, așa albastru-verzui, cu o creastă destul de mare și foarte frumos, pe care posibil că îl vând la primăvară, dar nu sunt 100% sigur dacă o să-l vând, dacă îmi place o să-l păstrez. Am aici un cocoș mare de 2021, foarte frumos,
alb. L-am primit cadou, adică aveam mai mulți cocoși din care să aleg, dar am zis că iau un... Stați o secundă. Asta este strategie. Asta este strategie la ce m-am gândit eu. Am zis că iau un cocoș alb, așa, nu iau altă culoare. Pentru că am două găini golașe și ar fi și mechier dacă acest cocoș mi le-ar călca și mi-ar face ouă și are și golașe albe, ar fi foarte frumoase, chiar aș vrea. Da, am aici o găinușă tot așa albastru verzui, care poate, dacă e să vând acel cocoș, o să îl vând pereche cu ea. Cred că, habar n-am, trebuie să se facă mari, să văd cât de frumoase sunt și în funcție de cât de frumoase sunt și ca lumea, cât de zdravene sunt, tot atâta o să pun și prețul. De exemplu, dacă o să fie frumoase, gen ca găina asta, așa, și ca cocoșul, stați o secundă, ca cocoșul acela care l-am prezentat mai devreme, adică acesta garantat... Îi voi vinde perechea împreună 200 de lei. Sau poate chiar mai mult, dar nu se știe. Nu-i vând acum, deci nu știu. Trebuie să mă aștept. Da. Cum vedeți, sunt foarte bine aranjați peste tot unde le convine. Au un pământ uscat, deci nu este umed, este uscat. Se poate și observă unde este umed, gen pe aici, așa, s-a mai spart celofanul și intră apă de afară, dar nu contează, de exemplu, doar aici, dar în rest nu este ud. Adică poate să pară ud, gen pe aici, așa, dar este iar buscată și mai multe excremente, da. Deci, cam atât a fost videoclipul pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!